Un al doilea motiv pentru care v-am invitat aici este tocmai pentru a arăta grija pe care Primăria Municipiului Roman o acordă actului educațional și performanței și în același timp vine și în sprijinul părinților. Am reușit să ajungem la o soluție pentru a rezolva problema activităților extrașcolare de la Colegiul Național Roman Vodă. Știm foarte bine că au existat ceva probleme și iată că acum am reușit să identificăm o soluție și astăzi suntem în măsură să semnăm protocoalele de predare, primire a sălilor de clasă către asociațiile de părinți de la Colegiul Național Roman Vodă pentru a își putea desfășura activitățile în afara orelor de școală, tocmai, cum spuneam, pe de o parte pentru a stimula încă de la vârste fragede acești copii, pentru a le stimula creativitatea și a se dedica cât mai mult și activităților extracurriculare, care la un moment dat pot să ajute în obținerea performanței. De aceea am să invit unul câte unul reprezentanții acestor asociații de părinți pentru a semna în prezența dumneavoastră și aceste protocoale de predare-primire, de pentru care într-o prima etapă aș dori să invit asociația Micii Mușatin pentru a semna acest protocol. Să vă rog și cu ștampila. Asociația ce mai devii și nu vizitați.
Da? Mulțumim. Să dumneavoastră. Acestea au fost activitățile pe care mi le-am propus pentru astăzi.